După mai bine de trei decenii de la Revoluția din 1989, încă nu s-a aflat cine sunt vinovații care au tras în populații în timpul protestelor stradale. Iar prezentatorul de la canal de-a încercat să afle identitatea acestora, cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt la Timișoara, în orele astea, pe malul Begăi. Uite, acolo se construiește o instalație sofisticată, modernă, tehnologizată. Portalul Libertății se numește. Amintește de Revoluția din 89. În anii ăștia 35, câți au trecut de la Revoluție, a apărut și AI-ul, inteligența artificială, care are răspunsul la orice. Mă întreb, oare cineva a întrebat vreodată inteligența artificială cine a tras în noi în 1989? La Revoluție. A spus Dan Negru. Dan Negru a primit de la ChatGPT un răspuns care subliniază lipsa de progres semnificativ în găsirea adevărului. Până în prezent, vinovații pentru represiunea din decembrie 1989 nu au fost complet găsiți și pedepsiți. Deși există unele progrese, procesul de identificare a celor responsabili pentru tragerea în populație în timpul Revoluției este în continuare incomplet. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară. Mulți au remarcat ironia situației. Dacă și ea e depășită, ce să mai spunem? Sau proști suntem noi dacă avem așteptări de la ea? Alții au exprimat tristețea și frustrarea față de lipsa unor răspunsuri clare după atâtea decenii. Ce trist să o aflăm și noi peste 50 de ani. Au fost și utilizatori care au sugerat soluții radicale, cum ar fi desecretizarea documentelor internaționale. Să cerem desecretizarea documentelor CIA. Această postare a lui Dan Negru aduce din nou în atenție faptul că multe întrebări despre Revoluția din 1989 rămân încă fără răspuns, iar memoria colectivă este marcată de nevoia de adevăr și dreptate. Portalul Libertății din Timișoara va simboliza poate nu doar amintirea acelor momente, ci și speranța că, într-o zi, întrebările care persistă de 35 de ani vor primi răspunsuri. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.